Tocmai a fost anunțată intrarea lui Sergiu Tot de la Tengu Cluj, campion național promoției Clash pe anul trecut, cu 4 victorii, tot atâtea knockout-uri și 2 frângeri. Deja este în ring adversarul său, Cătălin Filimon, de la Hercules Gym Timișoara. Asta este unul dintre cele mai interesante meciuri din serie. Primul în față de la Vem pe Sergiu, de asemenea meciul lui Stanislav Gross. Este iarăși un meci interesant, un timp foarte puternic de la Cluj. Precizăm că foarte mulți dintre acești luptători sunt la început de carieră, foarte mulți dintre acești sportivi pășesc pentru prima dată într-o gală televizată și așa mai departe. Este un început pentru ei, este un început în care trebuie și ei susținut, dar pe de altă parte un antrenor serios ar trebui să le sesizeze greșelile, să le explice ce n-au făcut bine și să încerce ca data viitoare să facă lucrurile să mari cu totul altfel pentru ei. Acesta este Sergiu Tot, în negru. Cătălin Filimon este, în momentul de față, are încă tricoul pe el. Foarte tare, dreapta la corp, trimisă de Sergiu Tot. Foarte calm, a lovit puțin, a lovit doar atunci când a considerat necesar. Simulează o lovitură. Low kick pe interior, trimis de Filimon. Sergiu Tot încearcă să se apropie ușor, ușor de el. Low kick pe exterior, răspunde Filimon cu o luptură de braț. Iarăși low kick pe interior. Dreapta tare, dar pe gardă, în blocajul lui Filimon. Iarăși luptură medie de picior a lui Tot, însă nu foarte puternică. A început foarte moale, nu sunt puternice, loviturile nu se aruncă. În schimb, Filimon aproape că n-a mișcat. Se pare că are un problemă cu un adversar care se mișcă foarte mult sau poate cine știe, poate să te mântim. Tare de data asta lovitura, dar cred că a fost pe cot. Prima și mai încearcă cu un loc. Încearcă să se deplaseze mult, tot de continuare, iar Filimon așteaptă foarte mult. Așteaptă, nu lovește, încearcă o dreaptă croșeu. Este tot, caută lovitura, se încheie runda. Mi s-a spus la colț timișoreanului să lovească dreapta. Tare, dar din nou pe gardă. Răspunde Tot cu o lovitură joasă de picior pe exterior. Iar apoi pleacă foarte repede din zona periculoasă. Încearcă și un low kick interior, se mișcă bine Rujanu. Trei lovituri de braț, dar moi trimise de Filimon. Lovitură de genunchi a lui Tot în blocajul adversarului. Filimon are niște reacții foarte ciudate în defensivă, își pune brațele în cap și se strânge din corp, lăsând adversarul să lovească din toate unghiurile, tot în schimb nu forțează, nu încearcă nicio lovitură decisivă.
foarte ușor de bătut sportivii îngerului Filimon, pentru că stau foarte muchiși lateral, lovesc de departe, pleacă din prima pe croșee foarte largi, iar în momentul în care vii aproape de el, se strâng, se fac mici și încearcă să scape de lovituri. Asta înseamnă că își lasă tot timpul zone descoperite, iar tot dacă ar încerca să finalizeze fiecare atac de brațe cu câte un low kick, probabil că ar avea câștig de cauză. El, în schimb, lovește low kick-ul doar pentru deschidere. Da, se agită foarte mult cu loviturile medii tot. Nu dublează loviturile, loviturile lui Sergiu tot izolate. Se mișcă mult, are o viteză evident superioară. Ultimele 10 secunde din rundă, lovitură bună lui tot. Prima lovitură bună lui tot și încă una tare. Nu fusese gong. Tocmai a fost anunțată intrarea lui Sergiu Tot de la Tengu Cluj, campion național al promoției Clash pe anul trecut, cu 4 victorii, tot atâtea knockout-uri și 2 frângeri. Deja este în ring adversarul său, Cătălin Filimon, de la Hercules Gym Timișoara. Este unul de cele mai interesante meciuri. Este din primul rând pentru că l-avem pe Sergiu. De asemenea, meciul lui Stanislav Gross este iarăși un meci interesant. Sportiv foarte puternic de la Cluj. Precizăm că foarte mulți dintre acești luptători sunt la început de carieră. Foarte mulți dintre acești sportivi pășesc pentru prima dată într-o gală televizată și așa mai departe. Este un început pentru ei, este un început în care trebuie și ei susținut, dar pe de altă parte un antrenor serios ar trebui să le sesizeze greșelile, să le explice ce n-au făcut bine și să încerce ca data viitoare să facă lucrurile să mari cu totul altfel pentru ei. Acesta este Sergiu Tot, în negru. Cătălin Filimon este, în momentul de față, are încă tricoul pe el. Amândoi vor fi în negru, Sergiu Tot este cu mâși roșii. Faptul că Ringle Nauserul i-a strigat pe dos pe cei doi, întâi colțul roșu și apoi colțul albastru, este motivul pentru care și curtierul este timpit. Mult mai înalt este Sergiu decât adversarul său. Foarte tare, dreapta la corp, trimisă de Sergiu Tot. Foarte calm, a lovit puțin, a lovit doar atunci când a considerat necesar. Simulează o lovitură. Low kick pe interior, trimis de Filimon. Sergiu Tot încearcă să se apropie ușor, ușor de el. Low kick pe exterior, răspunde Filimon cu o luptură de braț. Iarăși low kick pe interior. Dreapta tare, dar pe gardă, în blocajul lui Filimon. Iarăși luptură medie de picior al lui Tot, însă nu foarte puternică. A început foarte moale, nu sunt puternice, loviturile nu se aruncă. În schimb, Filimon aproape că n-a mișcat. Se pare că are o problemă cu un adversar care se mișcă foarte mult sau poate cine știe, poate să te mântim. Tare de data asta lovitura, dar cred că a fost pe cot. Prima și mai încearcă cu un loc. Încearcă să se deplaseze mult, tot de continuare, iar Filimon așteaptă foarte mult.
Așteaptă, nu lovește, încearcă o dreaptă croșeu. Gândește tot, caută lovitura, se încheie runda. Ultima rundă, cu mânuși roșii este Sergiu Tot, cu albastre este Filimon. Ce galerie au clujenii? Tengu, Tengu. Sunt destul de aproape de DNS-ul. Foarte tare și lovitura asta. A intrat o dreaptă scurtă lui Filimon. Da, ca să ne schimb și un overhand cu dreapta de la adversarul său. Un low kick pe interior trimis de Filimon după multă vreme de secetă, după o perioadă în care n-a lovit aproape deloc. Lovește tare, sunt puternice loviturile de picior trimise de Sergiu Tot. Da, în schimb sunt izolate și da, nu au niciun orizont. Degeaba dai tare cu piciorul dacă lovești o singură dată. Lovitura de picior trebuie să vină după combinațiile de braț pentru a avea cu adevărat succes în execuție. Lovitura de genunchi din săritură încercată de Sergiu Tot. Nu lovești niciodată izolat, tot timpul combinație braț-picior. Asta a fost rețeta cu care olandezii au călcat în picioare pe tailandezi. Asta a fost rețeta cu care olandezii au călcat în picioare pe toată lumea de-a lungul timpului. Și este rețeta folosită de un singur club din România, și anume de Respect Gym. Dacă o să te uiți la băieții lui Alin Panaita, toți lovesc în serii braț-picior. Și chiar dacă mulți dintre ei nu sunt extrem de tehnici, faptul că lucrează foarte bine aceste combinații dă un avantaj teribil în fața adversarilor. Dacă lovești izolat, nu ai șanse să câștigi mici. Adică poți să-l câștigi, dar îl câștigi pentru că adversarul este mai slab decât tine, nu-l câștigi pentru că tu ai reușit să-ți impui stilul de luptă. Oricum, Sergio a făcut un meci tehnic și frumos. În schimb, a luptat la puncte. N-am avut nicio clipă senzația că vrea să-și facă knockout adversarul, că vrea să intre pe el, că vrea să-l zlobească. E meciul lui Sergiu Tot, în mod evident. Stai să vedem, am mai văzut o deschidere ciudată în runda anterior. Iar runda asta a treia, totuși, cred că a fost cea mai bună pentru Filimon. A avut câteva momente în care a ieșit mai mult la bătaie, l-a agresat pe Tot, încerca okay să-l domine. I-a obosit picioarele lui Tot și n-a mai putut să se deplaseze atât de mult cum a făcut-o în primele două runde. Ultima rundă, cu mânuși roșii este Sergiu Tot, cu albastre este Filimon. Ce galerie au clujenii? Tengu, Tengu. Sunt destul de aproape de DNS-ul. Foarte tare și lovitura asta. A intrat o dreaptă scurtă lui Filimon. Da, ca să ne schimb și un overhand cu dreapta de la adversarul său. Un low kick pe interior trimis de Filimon după multă vreme de secetă, după o perioadă în care n-a lovit aproape deloc. Lovește tare, sunt puternice loviturile de picior trimise de Sergiu Tot. Da, în schimb sunt izolate și da, nu au niciun orizont. Degeaba dai tare cu piciorul dacă lovești o singură dată. Lovitura de picior trebuie să vină după combinațiile de braț pentru a avea cu adevărat succes în execuție. Lovitura de genunchi din săritură încercată de Sergiu Tot. Nu lovești niciodată izolat, tot timpul combinație braț-picior. Asta a fost rețeta cu care olandezii au călcat în picioare pe tailandezi. Asta a fost rețeta cu care olandezii au călcat în picioare pe toată lumea de-a lungul timpului. Și este rețeta folosită de un singur club din România, și anume de Respect Gym. Dacă o să te uiți la băieții lui Alin Panaita, toți lovesc în serii braț-picior. Și chiar dacă mulți dintre ei nu sunt extrem de tehnici, faptul că lucrează foarte bine aceste combinații dă un avantaj teribil în fața adversarilor. Dacă lovești izolat, nu ai șanse să câștigi mici. Adică poți să-l câștigi, dar îl câștigi pentru că adversarul este mai slab decât tine, nu-l câștigi pentru că tu ai reușit să-ți impui stilul de luptă.
Oricum, Sergio a făcut un meci tehnic și frumos. În schimb, a luptat la puncte. N-am avut nicio clipă senzația că vrea să-și facă nocaut pe adversarul, că vrea să intre pe el, că vrea să-l zdrobească. Da, e meciul lui Sergio Tot, în mod evident. Stai să vedem, am mai văzut o deschidere ciudată în runda anterior. Iar runda asta a treia, totuși, cred că a fost cea mai bună pentru Filimon. A avut câteva momente în care a ieșit mai mult la bătaie, l-a agresat pe Tot, încerca okay. să-l domine. I-a obosit picioarele lui Tot și n-a mai putut să se deplaseze atât de mult cum a făcut-o în primele două runde.